Făcea Domnului Iisus! Vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți ca Domnul să vă dea făgăduințe în dimineața asta. Vreau să vă întreb dacă Domnul, sau dacă sunteți pregătiți ca Domnul să vă educe în dimineața asta, să vă învețe. Pentru că vreau să vă spun că subiectul pe care vreau să-l deschid înaintea dumneavoastră și care este tot din cartea sau din viața lui David și se află tot sub titlul Iisus fiul lui David, m-a cercetat destul de mult. Și acum vin cu cercetarea mea înaintea dumneavoastră. Încă o dată bun venit tuturor celor ce ne vizitează, bun venit tuturor celor ce ne urmăresc, vă invit din tot sufletul să avem împreună o experiență deosebită cu Dumnezeu. O primă provocare. Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Vă voi invita să citim de la versetul 21 la 26 și vreau să vă pun întrebarea de acum, ca pe măsură ce vom citi, să vă și gândiți la răspuns. Întrebarea este, ce eveniment din viața lui David, ce eveniment din istoria lui David, poate să se încadreze în acest paragraf? Cu alte, cuvânt, cu alte cuvinte, are de-a face cu ceea ce spune Domnul Isus Hristos aici. Deci, Matei 5, de la 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său sau va, va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului și oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului genei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo, înaintea altarului. Du-te întâi, împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți adu darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău. Câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea, pe mâna judecătorului. Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Bun. Ce eveniment din viața lui David vi se pare că răspunde cu această situație? Poftiți? Urie? Mulțumesc. Uri ar putea răspunde. Da, e adevărat. Alt eveniment. Că va fi și Urie, dar încă n-am ajuns la el. Unul mai devreme. Poftim? Cum s-a comportat cu Saul? Vă mulțumesc. Alt gând? Există un personaj în viața lui David care poartă numele de nebun. Da? Nabal. Lecția lui Nabal aș vrea să o avem în dimineața aceasta înaintea ochilor noștri, pentru că foarte multe din, din sfaturile pe care le dă Domnul Isus Hristos aici în acest paragraf, l-au cercetat pe David atunci, spre exemplu, prima afirmație. Cine va ucide? va fi judecat pentru că a ucis. Nu? Așa zice. Cine va ucide, va cădea sub pedapsa judecății. Nu se poate să nu fi judecat. Chiar dacă tu crezi că este dreptul tău. Uite ce mi-a făcut. Și e dreptul meu să mă răzbun. Bun. Unu. Doi. Oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Adică textul spune, vei fi judecat pentru că te-ai mâniat pe fratele tău. Vreau să vă întreb, înainte de a citi ce s-a întâmplat cu Nabal, dumneavoastră știți întâmplarea, avea David dreptul să se mânie pe Nabal? Deci să înțeleg că și dumneavoastră ați fi spus celor de acolo, încingeți-vă sabia. Da? Sigur. Avea dreptul ăsta. mai folosiți cuvântul prostule? Nu direct. Dar prostul ăla. Îl mai folosiți? Și cu ce drept îl folosiți? Sunt, sunt cuvinte care n-ar trebui să existe în vocabularul unui creștin. E adevărat? Dar în proverbe de ce sunt cuvinte care zice prostul nu ia de învăță... nu nebunul, nu ia de învățătură, ci vrea doar să arate ce știe el. Apropo, poți folosi cuvântul nebunule. Da. Zice că dacă vei folosi cuvântul nebunule, vei cădea și tu sub să judecăți. Observați, Dumnezeu nu zice să nu folosiți, dar zice așa, fii atent de fiecare dată când vei folosi cuvântul prostule sau nebunule, să știi că vei fi judecat de Dumnezeu și vei fi întrebat de ce ai spus cuvântul ăsta. Vei justifica? Vei fi justificat? Citiți, vă rog, proverbele lui Solomon. Ne ajută. Și acolo în proverbele lui Solomon veți descoperi că există anumite situații în care omul înnebunește. Când sunt situațiile acelea? Psalmii spun, când oh, zice un om că, un Dumne că nu există Dumnezeu, ăsta este un caz de nebunie. Da. Nu fac altceva decât să vă... Să vă Rog și să vă motivez. Citiți aceste cărți ale înțelepciunii în care limbajul nostru este așezat sub judecata lui Dumnezeu. Tot ceea ce spui va fi judecat. Întrebarea este dacă Dumnezeu judecă limbajul nostru, noi judecăm propriul limbaj? Noi ne judecăm vorbe vorbele noastre. Îmi pare foarte rău să aud de fiecare dată sau de mai multe ori spunând, e, am zis și eu, la nervi. Am zis și eu. Și dacă ai zis, n-are valoare? Adică vorbele tale n-au valoare? Nu știu cum să spun, dar dacă am proceda unul față de celalt, în așa fel încât vorbele n-ar avea valoare de niciun fel, cum te-ai simți? Dacă eu m-aș purta de, față de tine, ca și cum vorbele tale n-ar avea valoare, cum te-ai simți? Mulțumesc, spui neglijat. Au valoare vorbele sau nu? Mă întâlnesc cu tine la ora 5. Are valoare? Are. Și o vin la 5 jumate. Gândiți-vă foarte mult la valoarea practică a cuvintelor noastre. Vorbirea voastră să fie dreasă cu sare, cu har. Apropo, împrăștii har când vorbești. Ai vorbit cu mine astăzi cinci minute, cât har mi-ai dat? Am vorbit cu tine astăzi două minute, câtă sare ți-am pus? Mă așteptam să ziceți treaba asta, pe rană. Mulțumesc pentru cel ce a prins treaba asta. Da. Suntem atenți la conotațiile verbale, da? În general, suntem tot atât de atenți? Câtă sare am adus, cu alte cuvinte, câtă normalitate, cât de mult, prin limbajul meu sau prin ceea ce spun, am dat la o parte stricăciunea. Cât de mult. Mă gândesc la Domnul Isus Hristos, la modul în care cuvinte măsurate răscolea mințile oamenilor. Tăcerea era deseori folosită. Fiecare moment de adresabilitate era folosit pentru ca să câștige ceva. Nu, Domnul Isus Hristos nu vorbea degeaba, nu vorbea în gol. De fiecare dată când vorbea, dorea să câștige ceva. Eu, tu, când vorbești, ce vrei să câștigi? Apropo, de ce Nabal era numit nebun? Hm? Mă îndoiesc că mama sa i-a pus numele de Nabal când s-a născut. Niciun cop, niciun părinte nu pune numele copilului său nebunul. Ați, ați pomenit asta vreodată? Ăsta era un nume dobândit în funcție de caracter. Un, fo, un fel de poreclă care s-a transformat în eticheta vieții lui. Ți-a spus vreodată cineva nebunule în glumă? Să te alinte cu cuvintele ce nebun ești. Ți-a spus cineva? Se spune că marile adevăruri sunt spuse în glumă. Gândește-te puțin dacă nu ți-a fi spus un adevăr. Da. Scopul pentru care noi studiem aceste, aceste secvențe din viața lui David este să învățăm să ne apropiem de Domnul Isus Hristos și de Exemplul său. Sau, sau să înțelegem cum se poate să ne depărtăm de viața Domnului Isus Hristos câteodată, când ne-o ia firea înainte. Imagini. Care era deosebirea între Nabal și David atunci când David a plecat cu 400 de oameni după el, toți în armații? Poftiți? Care era deosebirea? Nabal era nebun. David cum era? Nu mă grăbesc să spun că era la fel. Da, gândiți-vă, vă rog. Haideți să, haideți să începem să studiem, da? 1 Samuel, capitolul 25. Cel ce a împărțit scriptura în capitole a fost deosebit de amabil cu David și titlul capitolului se numește Asprimea lui Nabal față de David. Nu altfel, asprime. Eu cred că s-ar fi putut și spune nebunia lui Nabal față de David, dar vă rog să observați încercarea de a găsi totuși forma nu neapărat vinovată și oarecum forma nevinovată. Un om aspru e mai puțin vinovat decât un om nebun. Nu pune etichete aici. Nu pune nici tu etichete când vorbești cu cineva. Tema din dimineața aceasta aș dori să o intitulez Judecată binecuvântată. Vă voi invita să urmăriți judecata lui Nabal, judecata lui Abigail, judecata lui David, trei feluri de judecată. Și din ce le vom, le vom defini pe fiecare, urmăriți al patrulea. Al patrulea. Care e al patrulea? Poftiți? Judecata mea. Și dacă mai puteți, urmăriți și pe a cincea. Care ar fi? Judecata lui Dumnezeu. Plasați-vă, rog, tipul de judecată, pentru că, să știți, judecata este elementul motivațional al vieții noastre, care ne determină să vorbim sau să ne purtăm într-un fel sau altul. Este extrem de important cum gândim, cum percepem lucrurile. Percepția noastră ne va conduce la dreptatea pe care o vom folosi după aceea. Capitolul începe printr-o printr afirmație care nu are nimic de a face nici cu David, nici cu Nabal. Auziți, Samuel a murit. Samuel a fost suportul nu numai ideologic, dar și emoțional al lui David. Întotdeauna David știa că are pe cineva la care poate să apeleze. Samuel a fost unul dintre ei. Ca să înțelegem bine, aș vrea să dau o faie înapoi și să-mi aduc aminte și să vă amintești și dumneavoastră de 1 Samuel 23 cu 16. Un al doilea suport al lui David a fost Ionatan. Vom vorbi despre prietenie în câteva cuvinte acum. De ce credeți că Ionatan a fost un suport atât de important pentru David? Din ce cauză? Datorită exercițiului psihologic, știți când avea, când avea probleme David, fugea la Ionatan. Ionatan îl lua în brațe și zicea, lasă, hai că fac o terapie. În momentul ăsta voi funcționa ca și consilier pentru uh, uh, o oră și după aceea David se ducea mai reconfortat acasă. Asta a fost uh, relația între David și Ionatan? Care a fost relația de bază, fundamentul? Dumnezeu. Se temea de Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Discutau despre Dumnezeu când se întâlneau? Pe ce vă bazați? Iată, iată argumentul. 1 Samuel 23 cu 16. Atunci Jonathan, fiul fiului Saul s-a sculat, s-a dus la David în pădure. Cine l-a căutat pe cine? Ionatan l-a căutat pe David, a știut că David se află într-o mare nevoie și l-a căutat. Și ultima parte, el, adică Ionatan, i-a întărit încrederea în cine? În Dumnezeu. Ăsta este, este elementul de definiție a relației lui Ionatan cu David. Când se întâlneau cei doi, Ionatan îi întărea încrederea în Dumnezeu. Lui cui? Lui David? Se vede că David avea nevoie de așa ceva. Câtă vreme a fost la oi, David a fost excelent. N-a avut probleme. Lupul, ursul, leul, mă rog, nu-i crea probleme în relația lui cu Dumnezeu. Cu încrederea pe care o avea în Dumnezeu, se putea aduce și rezolva problemele de tip leu și urs. Le smulgea farca, mă rog. N-avea o problemă. Când a apărut problemele de curte, relația cu oamenii, cu Saul, cu Mical, toate celelalte probleme, aceste lucruri nu erau de tipul leului și de tipul ursului, că le-ar fi rezolvat ușor, erau de alt tip. De ce tip erau? Mult mai complicate. Loveau în relația cu Dumnezeu, loveau la nivelul încrederii. Să știți că Satan folosește fiecare om și relația interumană, nu ca să ne lovească la nivelul acesta al durerii. Nu, ăsta este doar un moment intermediar. Ceea ce urmărește, de fapt, satan este să lovească în încrederea în Dumnezeu. De ce venim la biserică? Poftiți? Pentru că aici se adună Ionatanii. Aici se adună cei ce sunt ca Ionatan. Aici se adună cei care îți întăresc încrederea în Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ați făcut asta în pauza de prânz? Sau am vorbit iarăși de toate lucrurile? Asta, e, asta este uh, provocarea. Iați un prieten, iați un frate, du-te lângă el și lasă-l să-ți întărească încrederea în Dumnezeu. Spune asta te rog frumos, zi ceva să-mi crească încrederea în Dumnezeu. Haideți să facem asta să se întâmple la biserica noastră de aici din Lomarinda. Haideți ăsta să fie centru discuțiilor noastre. Ăsta era Ionatan. Iar dacă ne-am adunat aici, cam asta ar trebui să fie. Acesta era Samuel, la Samuel se ducea David pentru ca să-și întărească încrederea în Dumnezeu. Aș vrea să vă mărturisesc. Sunt puțini oameni de felul ăsta. Foarte puțini. În viața mea am întâlnit unul sau doi care s-au purtat față de mine în felul ăsta. Și de fiecare dată eu mă întreb, dar oare eu mă port așa față de frații mei? Ionatan era departe, Samuel a murit. Cine e mai întărea încrederea în Dumnezeu? Cine? Mai dați-mi un nume. Mai dați-mi un nume. Ziceți? Abigail. Mulțumesc. Vom vorbi despre un om care face lucrul acesta. Care înlocuiește ceea ce David pierduse. Abigail asta face. Mi-e așa de... Sunt așa de întristat în momentul în care există oameni firești care citesc aceste paragrafe în ideea simplă a unei relații bărbat-femeie. Și văd aici doar relația unui bărbat-femeie. O sau o relație de tip bărbat-femeie. auziți Cuvintele lui Abigail nu puteau veni decât pe, de pe buzele cuiva care le primise din înțelepciunea venită de sus. Vă rog frumos, auziți aceste vorbe, această, această eu știu, descriere și puneți-o în relație cu următoarea întrebare. Lângă ea e Nabal. Deci ea este o soție, o femeie, care primise cuvintele astea de sus. În timp ce ea trăia cu Nabal, cu nebunul. Mulțumesc. Prima întrebare este, cum trăiești cu un nebun? Aveți un răspuns. Cum trăiești cu un nebun? Primind. Cuvinte de sus. Nu numi niciodată soțul sau soția nebun. Dumnezeu să te ferească să faci asta. Că vei cădea sub pedeapsa judecății. Și Dumnezeu te va judeca după fiecare cuvânt pe care l-ai spus. Dar dacă totuși e greu într-o relație, cum continui mai departe? Evlavia Abigailei se arăta ca și parfumul unei flori, total inconștient pe trăsăturile feței ei, în cuvintele și în purtarea ei. Există un anumit parfum. Astăzi, mâine, se sărbătorește frumusețea mamei sau frumusețea femeii. Fiți atenți când vorbim despre lucrul acesta, despre ce vorbim. Nu vorbim despre hainele doamnelor, da? Nu vorbim despre parfumul pe care îl poartă, nu vorbim despre pantofi, nu vorbim despre asta. Nu vorbim despre astea. Iertați-mă, lucrurile astea nu sunt scrise în cărțile cerești. E drept? Poate că îngerii mai numără puțin garderoba cuiva. Dar doar pentru că sunt oameni care au nevoie de ajutor. Și poate că mai au nevoie decât o haină din garderoba noastră. Dar în rest, pe nimeni nu interesează hainele noastre. Dacă vreți să vedeți frumusețea cu adevărat care contează din punct de vedere al Universului întreg, mai citesc o dată. Asemeni parfumului unei flori, inconștient, se vedea această frumusețe în trăsăturile feței ei, în cuvintele, și în purtarea ei. Și se numește frumusețea asta, cum se numește? Ați reținut? Evlavie. Evlavia face parte din frumusețea unei persoane. Vă îngrijiți de Evlavie? Cum se numește parfumul de Evlavie cu care, pe care îl folosiți în fiecare zi dumneavoastră? Cum se numește? Hm? Ce marcă aveți? Ce marcă de evlavie folosiți? Și acum mai mult, Duhul Fiului Lui Dumnezeu să lășuia în inima ei. Nu, nu e o femeie oarecare. Nu femeia Abigail contează în această experiență în această realitate. Contează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu din femeia Abigail. Abigail este un templu. Repet, Abigail este un templu al Duhului Sfânt. Vorbirea ei dreasă cu har, plină de amabilitate și pace, răspundea, răspundea o influență cerească. David a simțit asta când s-a întâlnit cu ea. David a fost cuprins de sentimente mai bune și s-a cutremurat gândindu-se la urmările pe care le-ar fi putut avea planurile lui. Față în față cu Abigail și-a dat seama că dreptatea lui era de fapt o nebunie sau o nechipzuință. Aș vrea să urez surorilor din biserică, soțiilor. Să folosiți Evlavia. Folosiți-o ca și parfum al propriei identități. Va avea în familie rezultate colosale. Colosal de bune. extraordinare. Haideți să vedem cum. Naval, spune versetul 2, era un om foarte bogat. Ce înseamnă asta? Traduceți un om foarte bogat în termenii de azi. Traduceți. Milionar. Vă rog eu frumos, mai ziceți. Milionar. În termen de mașină, în termen de casă, în termen de... Bogat rău! Bogat rău! Dar nebun! Avea 3000 de oi și 1000 de capre. E foarte greu să fii păstor la atâtea oi și la atâtea capre. Nu? E greu de tot. Numele acestui om era Nabal, nevastă sa se chema Abigail, o femeie cu judecată, frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. Ce legătură are Caleb cu Nabal? Spuneți-mi și mie. Poftiți? Bine, bine, dar Zice că erau rude. Dar, dar ce legătură avea caracterul frumos al lui Caleb cu caracterul nebun al lui da. Degenerare. Mulțumesc! Frații mei, să știți că anumite calități sau aceleași calități poate să-l facă pe un om erou și pe un alt om nebun. Că tot atât de hotărât a fost și Caleb, atunci când a zis noi vom sluji Domnului cu ocazia iscodirii Canaanului. Și au fost împotriva lui Caleb un popor întreg, întreg și el n-a dat înapoi din slujirea față de Dumnezeu. A fost hotărât, a fost puternic și așa mai departe. Aceeași calitate, aceeași hotărâre o avea și Nabal, numai că în partea cealaltă. Și stătea în, în, împotriva lui în popor întreg, a stat împotriva lui David cu toți slujitorii lui, a stat împotriva lui propria lui soție. Și nu l-a clintit. Tot atât de hotărât era și unul și altul, așa este. Motivația, motivația transformă caracterul nostru și toate însușirile noastre în binecuvântare sau în blestem. Un om poate să fie perseverent când lucrează lucruri bune, dar când un om perseverează în lucrurile rele, se numește încăpățânare. Același lucru. Nu nicio diferență. David a aflat că Nabal își tunde oile și era sărbătoare. Și pentru că săracul uh, era foame și nu avea nimic, s-a dus să ceară o blăduire, să ceară ceva de mâncare, în, în schimbul serviciului pe care îl făcuse. Și acum vă rog să mai, urma, să mai urmăriți ceva. Vedeți, David și în pustie își conducea și își guverna oamenii cum își va guverna mai târziu împărăția. Și în pustie David era o binecuvântare, corect? ar fi putut să-i lase pe oamenii lui în pustie să se poartă oricum ați observat cum i-a pus să se poartă în pustie? auziți ce zice ce zic slujitorii lui Nabal despre oamenii lui David oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi, versetul 15 nu ne-au cărât nu i-au jignit Păi, 600 de oameni infometați, hăituiți, militari de profesie, să nu-ți zică o vorbă rea, cine învăța în felul ăsta? Nu ne-au ne ocărât. Nu ni s-a luat nimic cât am fost cu ei. Să nu iau o, un miel, un ied, că era foame etica de comportament pe care o instituie David în tabăra lui, indiferent că era în pustie, indiferent că era urmărit, indiferent că era pe unde, era o etică creștină, era creștin. Și se vedea lucrul ăsta. Vreau să te întreb, cum stai cu etica, cu comportamentul? La muncă, nu la biserică. La muncă, în timpul liber, când ești acasă, când ești plecat, când ești în concediu, când ești flămând, când ești sărac, când ai de toate. Cum stai cu etica? Cum stai cu comportamentul? Mai mult zice, ne-au fost zid, zi și noapte, în tot timpul când am fost cu ei la păscutul turmelor. Sunt oameni care, care produc în jurul lor noțiunea de siguranță frumos, cinste, ăsta e David, ăștia sunt oamenii lui. Știți ce mă uluiește pe mine? Mai târziu, nu, în proverbe scrie și o mare proverbe sunt inspirate din viața aceasta, din perioada asta. Solomon scrie și spune, pe cel ce clevetește cu gura lui, nu-l voi suferi. David nu lasă în tabăra lui bârfitori. Știți că m-am întrebat deseori, noi ce ar trebui să facem ca în biserică să nu mai fie bârfitori? Zice, zice, zic proverbele, nu-l voi suferi. Lângă mine nu va sta un bagiocoritor, spune David. Niciun bagiocoritor nu va sta în mine. Lângă mine, pardon. Niciunul care bârfește nu va sta lângă mine. Citiți, vă rog, proverbele și veți vedea modul în care David își gestionează curtea lui regală mai târziu. Dar înainte ca să-și gestioneze curtea regală în felul acesta, David își gestionează oamenii din tabăra lui. Oamenii din tabăra lui erau oameni de caracter. Vreau să înțelegeți un lucru. David nu a primit în tabăra lui golani. derbedei. Oamenii a, primit în, a primit, mă David a primit în tabăra lui oameni care aveau Duhul Sfânt în viața lor. Vom vorbi lucrul ăsta mai târziu. Biserica are responsabilitatea aceasta asupra ei. Biserica nu este un loc al adunăturii de oameni. Biserica este locul oamenilor care au terminat cu adunătura de oameni, cu vagabondajul și cu ideea de derbedeu. Biserica este un loc al oamenilor pocăiți. Vă rog tare mult să îndreptăm oglinda către noi în momentul ăsta. Abigail a luat îndată 200 de pâini, două burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grup răjit? Am o problemă aici. Nabal era nebun, așa este? Slujitorii care au văzut cum s-a purtat Nabal, i-au spus ceva lui Nabal? Din ce cauză n-au vorbit cu el? Poftiți? Le era frică, așa este. Vreau să vă întreb, lui Abigail, lui Abigail era frică? Când a luat 200 de pâini din Beciurile lui Nabal, când a luat oi, când a luat și a umplut nu știu câte măgar cu, cu provizii, ca să ajungă la 600 de oameni. I-a fost frică de Nabal sau nu? Poftiți? Fraților, ce vreau să spun este că uneori noi luăm șabloane care nu țin de scriptură și le punem asupra poporului Dumnezeu. Se spune din ce în ce mai mult în jurul meu că femeile din cultura ebraică erau femei care erau un fel de roabe și care nu aveau niciun drept. Ați auzit lucrul ăsta? Din ce în ce mai mult n-aveau niciun drept, erau tratate. Frații mei, vreau să vă spun, cultura cananită așa era. Femeile erau sclave, femeile erau roabe, femeile erau, erau reit, erau... Da? Înțeleg. Dar în poporul lui Dumnezeu situația era din câte văd puțin alta. Și dacă aveai un soț nebun, tot femeia ebraică, femeia creștină, avea cu totul alt statut decât celelalte femei din alte culturi gâne. Îmi place lucrul acesta și îmi place lucrul acesta Nu pentru că generează feminism Ci că în ciuda feminismului care nu exista atunci Această femeie este extrem de puternică Este extrem de liberă Este extrem de cu inițiativă Și este binecuvântată în ceea ce face Se întâmplă asta în toate casele, casele poporului evreu? Da sau nu? Nu știu Nu știu se putea să fie și excepții, se putea să fie. Dar ăsta era învățătura. Învățătura biblică produce astfel de modele. Învățătura biblică produce astfel de modele în casa creștină astăzi. Vă rog frumos, nu priviți poporul lui Dumnezeu care locuia între păgâni ca pe păgânii care locuiau în locul acela. Pentru că E diferență foarte mare. O femeie extraordinară. Între timp, David face mișcări de trupe. Auziți, Nabali a zis, cine este David? Cine este fiul lui Isai? Sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Ce vrea să zică? Ăsta a fugit de la Saul. Ăsta a fugit. E un fugar, e un nenorocit, e un paria, e un... Wow! Jigniri? Da. Lipsă de... ce să spun, de recunoștință? Da. Nebun? Da. Toate și mai multe. Este egoist? Spune mai departe, ce îmi iau eu din pâinea mea să dau slujitorilor care au fugit? Nu fac treaba asta. Mândru, egoist, toate la oaltă. În ceea ce privește relația socială, nabal era zero. Dragii mei, să ne ferească Dumnezeu ca noi, ca creștini, în relația socială, să avem ceva de-a face cu asta. Apropo, haideți să vorbim Câți dintre săracii de jur împrejur mănâncă la mesele noastre? Câți dintre vecinii noștri sunt invitați la mesele noastre? Câți dintre vecinii noștri știu ce gustau cozonacii românești? Sarmalele românești? Prăjiturile românești? Câți dintre vecinii noștri știu treaba asta? De câte ori am ieșit cu farfuria de jur în împrejur să dau la vecinul, la vecina, ia și tu și o, o farfurie. Păi de ce? Păi știi ce? Azi e sâmbătă și azi e ziua mea de închinare și eu aș, vreau să știi și tu treaba asta. Uite, ia de la mine o farfurie de prăjituri. De câte ori am făcut treaba asta? Sau mergem după modelul lui Nabal? Nu. Da. Atunci, David, când a primit răspunsul ăsta, a zis oamenilor săi, fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. Vreau să vă întreb, cum simțiți lucrul ăsta? Ca fire, nu știu cum să vă spun, dar... Așa, rezonez cu David. Ca fire. Când, când, zice fiecare să-și încingă sabia, dar, aproape că eu n-am sabie, dar mi-aș încinge-o și eu. Semănăm. S-au schimbat săbiile între timp. Caracterele au rămas la fel. Aceleași. ce i face dacă ai fi într-o situație de felul ăsta azi? Știi? Ai avut grijă, te-ai purtat, grijă, te purtat frumos de cineva și când este vorba să îi cer un mix semn de apreciere să-ți dea cu piciorul. Ce-ai face? Nu reacționezi la fel? Câți dintre noi sunt David? Să vă pun să ridicați mâna? Suntem David. Și, frații mei, ce urmează este extraordinar pleacă cu 400 de oameni, 200 îi lasă la Calabaluc. Pe drum, vă dați seama câtă mânie fierbea în ei, n-ar fi rămas nimic din tot ceea ce avea Nabal. Și la un moment dat, când coboară un deal, găsesc acolo o femeie plecată la pământ. O femeie plecată la pământ care începe să spună, Domnul meu, eu sunt de vină. Wow! Când ai spus ultima dată treaba asta? Repede! Poate că nu știți la ce mă refer. Prima dată vă întreb, când ai spus ultima dată eu sunt de vină? Când ai zis? Ne, ne ferim de treaba asta ca de moarte. Simțim că moare ceva în noi când zicem eu sunt de vină și moare de fiecare dată. Cine moare? Omul vechi moare. Și nu vrem să moară că ne doare. Care a fost ultima dată când ai zis eu sunt de vină? Când a fost? Da, domnul meu, când ai zis ultima dată? Că e ziua mamei, nu? E ziua mamei. Când ai zis ultima dată, domnul meu, că Știți, eu cred că de asta v-ați încurcat și n-ați la care să răspundeți. De asta n-ați răspunde. Că erau două. La care? La domnul meu sau la eu sunt de vină? Da. Și una și alta e importantă. Să nu-și spună domnul meu mintea acumul omul acela rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el. Um. Abigail este o realistă. Abigail nu spune, nu, soțul meu e... Uh, uh, el mai greșește câteodată, dar e bun de felul lui. Sunt unele soții care fac și slujba aceasta și ele și închipuie că asta este datoria unui, unei soții, să scoată uh, nebunia din soțul ei, dar nu în realitate, ci doar în poză. Și spune, nu, soțul meu e deosebit, e un băiat nemaipomenit, ca să o ducă bine cu soțul. Vreau să vă întreb. Crezi că Abigail i-o fi spus asta lui, La, lui, lui, Naban vreodată? I-o fi spus asta lui Nabal? Da sau nu? Fiți atenți! Oamenii nobili nu sunt lași. Oamenii nobili nu sunt lași. Soția înțeleaptă, care are Duhul Sfânt în ea, nu lasă pe soțul ei să facă orice, să bată câmpii și să nu-i spună, fii atent, ai greșit. Nu se poate să nu-i spună, nu te purta ca un nebun. Nenorocirea lui, lui Nabal însă este faptul că deși soția îi spune, nu te purta ca un nebun, el se poartă ca un nebun. În asta constă, de fapt, definiția nebuniei. Se spune că nebunul, încă o dată proverbele, nebunul nu-i arde de învățătură, ci vrea întotdeauna să arate ce știe el. Când intrați într-un dialog cu cineva care nu mai tace și vrea să știe, să arate ce știe el, atunci să știți. Da? Cam ăsta era Naval. Acum, Domnul meu, spune versetul 26, Viu este Domnul, că Domnul te-a oprit să vergi sânge și să te ajuți cu mâna ta. De aici încolo încep lucruri extraordinare. Îi spune Abigail lui David, Domnul te-a oprit să te ajuți cu mâna ta. Păi ce, e rău să mă ajut cu mâna mea? Fiecare reflex pe care îl avem noi, fiecare reflex de răzbunare, este reflexul în care eu vreau să-mi fac dreptate. Mă înțelegeți? Dacă eu am ceva cu Ioji, dacă eu am ceva cu Ioji, eu simt nevoia să mă duc, să la, să, mă duc la el, să-i dau două perechi de palme, ca să mă descarc. Dacă mă duc la un judecător, să-l amânteze judecătorul, nu mă simt atât de bine. E corect, Yoji. Da, așa mi-a spus că nu știe. Dar el știe. Așa simțim fiecare. Deci, ideea de descărcare trebuie să vină de la noi, nu pe, pe linie de judecător. Nu. Și aici spune, Domnul te-a ajutat să nu te ajuți cu mâna ta. De ce Domnul Iisus Hristos mai târziu spune, nu pot face nimic? De la mine, nimic, eu nu mă ajut cu mâna mea, eu nu mă ajut pe mine însumi. De ce nu înțelegem asta, că există un drept judecător și un Dumnezeu care este gata să ne ajute pe fiecare dintre noi, dacă ducem pricina noastră la el? Aici, Abigail spune că e o primejdie teribilă ca tu să te ajuți cu mâna ta. E teribil lucrul ăsta. Zice Dumnezeu, te-a oprit să faci asta. Spune versetul 28, ultima parte, Iată, Domnul poartă războaiele Domnului. O altă problemă care, apar la, care apare la nivel de interpretare este aceea că războaiele Domnului sau războaiele purtate de David, războaiele purtate de poporul Israel, erau, erau războaie care reflecta răutatea națională. Oameni care, oameni care trebuie să fie condamnați. Auziți ce zice aici Abigail. Abigail spune că războaiele Domnului trebuie purtate cum? Versetul 28, ultima parte. Niciodată nu va fi răutate în tine. Numai așa poți războaiele Domnului. Numai așa poți să le porți. Dacă n-ai răutate în tine, dacă ai răutate în tine, toate războaiele care le porți nu sunt ale Domnului, sunt ale tale și vizează răutatea ta. David, când vorbește cu Saul, ia principiul ăsta și îi spune că răul, ziceți dumneavoastră, că v-am rugat să, să învățăm proverbul ăsta, răul de la cei răi vine. Nu poți să faci nimic pentru Dumnezeu dacă ai răutate în tine. Ne întrebăm de ce slujirea noastră religioasă uneori iese prost? De ce oamenii nu înțeleg? De ce oamenii vor mai multă răutate decât dreptate? Ne întrebăm de ce există confuzie? Simplu. Există răutate care n-a fost rezolvat în noi. Versetul 31, prima parte, spune că Abigail l-a oprit pe David din mersul său pentru ca Domnul meu să aibă mustrări de cuget mai târziu. Lucrul ăsta mă, mă uluiește. Adică are grijă ca nu cumva mai târziu să-i se încarce conștiința lui David cu mustrări de cuget atunci când va fi împărat. Pentru că dacă ai conștiință încărcată, nu poți să fii împărat. Și atunci el are grijă de conștiința lui pe termen lung și spune oprește puțin pentru ca să poți să fii împărat pentru Israel. Pentru că ceea ce faci tu acum îți va afecta judecata mai târziu. Câți dintre noi avem grijă în felul acesta unul de celălalt? Și frații mei, se ridică problema aici o problemă crucială. Cel mai bun prieten al unui om este omul care îl oprește în momentul în care e pe punctul să facă rău. David este încă suficient de sensibil încât să se oprească și se oprește datorită lui Abigail. Va fi mai târziu când David nu se va mai putea opri. Vă amintiți? când face numărătoarea poporului, se duce Ioab la el și spune, nu faci bine. Ioab, care este un dur și care este așa mai departe, conștiința lui funcționează, se duce înaintea lui David și spune, nu faci bine. Ce se întâmplă cu conștiința lui David? Nu se mai oprește, nu mai e sensibilă, nu îl mai poate opri. Decât Dumnezeu, decât Dumnezeu prin ciumă. Înțelegeți? Uneori mergem atât de departe încât nu se mai poate și Dumnezeu trebuie să intervină prin pedepsă, prin ciumă, prin situații extraordinare în viața noastră. Doar, doar ne va putea opri. Nu, nu să nu ajungem în situația respectivă. Dacă suntem prieteni unii cu alții, dragii mei, prietenii nu sunt ăia care îmi cântă, în strună. Prietenii sunt aceia care mă blochează să fac răul. Prietenii sunt aceia care îmi spun oprește înainte ca să cad. Prietenii sunt aceia care îmi spun Valei, nu face treaba asta pentru că te va mustra cugetul după aceea și te va durea sufletul. Asta sunt prietenii. Prietenii nu sunt aceia care în momentul în care mă văd că sunt pe marginea, pe marginea gropii mă împing mai departe. Nu! Prietenii sunt aceia care sunt în fața lui David Plecați la pământ. Gestul contează, frații mei. Contează foarte mult cum oprești mâna unui om. Abigail este la pământ în momentul în care oprește mâna lui David. Abigail spune sunt de vină eu. Abigail spune Domnul meu. Abigail este aceea care se, se umilește pentru ca să-l poată opri pe David. Nu veniți cu mândrie înaintea unui frate sau soră crezând că în felul ăsta îl puteți opri. Nu veniți ca judecător înaintea lui. Haideți să învățăm ceva de la Abigail în momentul acesta când ea se predă pământului și spune, oprește. Oprește că nu faci bine. Și David finalizează spunând, binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu că m-ai oprit în ziua aceea să văd sânge și m-ai oprit mâna. Educația asta lipsește între noi. Educația asta lipsește la nivel de familie. Mă Mi amintesc -am când tatăl meu îmi spunea așa, niciodată să nu te prind că te vei supăra dacă vreunul dintre prietenii tăi vine și îmi spune mie ce rele ai făcut tu, pentru că o face pentru binele tău. A fost foarte greu să învăț lucrul acesta, dar vreau să vă spun că prin repetare l-am învățat. Prin repetare, în, în, în cercul nostru de tineri, la un moment dat, învățasem că dacă cineva vrea să facă un rău, mă duceam, ne duceam, se ducea înaintea celui care vrea să facă răul și spune, tu nu faci treaba asta, înțeles? Nu faci asta. La un moment dat, a zis cineva din, din cercul nostru, unui alt tânăr, dacă vrei să faci treaba asta, cu riscul dacă te iau în spate și te duc de aici și nu te las să o faci. Unde este hotărârea aceasta de prietenie, astfel încât să se vadă că ești prieten, să se vadă că ești frate, să se vadă că îl salvezi de la moarte, să se vadă că nu trebuie să facă nimic de la sine, ci numai ceea ce îl vede pe Domnul Isus Hristos. În încheiere, aș vrea să finalizez spunând binecuvântată să fie judecata ta binecuvântată să fii tu în ziua aceasta care m-ai făcut să mi-ai oprit mâna. Versetul 34. Viu este Domnul Dumnezeu lui Israel care m-a oprit să-ți fac rău. Mai este un lucru pe care vreau să-l subliniez aici. Și anume, știți că Abigail este conștientă de faptul că Domnul o folosește? Versetul 26. Acum Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vezi sânge. Abigail se vede o alt în mâna lui Dumnezeu pentru ca să-l salveze pe David. Te rog frumos, gândește la fel în momentul în care vei sta lângă un frate al tău ca să-l oprești din căderea lui. Domnul te ocrotește, Domnul e cu tine, Domnul te folosește. Matei, capitolul 18, este unul dintre, dintre capitolele cele mai greu de înfăptuit între noi. Știți ce scrie acolo, da? Dacă vezi pe unul dintre frații tăi că face răul, ce face? Du-te și spune între tine și el. Mai faceți asta? Sau veniți la pastor să-i spuneți? Vă spun eu. Veniți la pastor. Știți ce l-am văzut pe cutare, făcând cutare? Ești prieten sau nu? Dacă ești prieten, du-te și oprește-l. Dacă ești prieten, du-te și ia-l în spate și cară-l de acolo, scoate-l de acolo. Luptă cu el. Dacă ești prieten. Stați aproape unii de ceilalți. Pentru ca să ajungem toți în împărăția cerurilor. Pentru ca să avem toți același Domn, același Iisus Hristos. Dacă ați văzut pe cineva că a căzut, ridicați-l cu Duhul care Duh. Al blândeții, dar ridicați-l. Un neprihănit cade. Cade neprihănitul. Cade sau nu? Cade. Noi dacă a căzut odată, suntem tentați să spunem că s-a dus. Dar scrie acolo ce să fac. Care de șapte ori? Cine îl ridică? El, Domnul, dar tot în proverbe spune că de-aia sunt doi. Ca dacă cade unul, celălalt să-l ridice. Cine-i prieten? Cel ce-l ridică. Întrebări extraordinare pot să, fie, pot să rămână. Apropo, ești prieten cu soția ta? Sau nu? Ești prieten cu soțul tău? Sau nu? Adică e foarte ușor ca problemele egoiste să definească întreaga relație maritală. E foarte ușor ca sexualitatea, spre exemplu, să definească relația soț-soție. Câtă vreme există această dependență, e ok, altfel nu. Îți e ție, prieten? Este soția ta aceea care te ridică? Ești tu aceea care o ridici? Sunt momente în care să spui binecuvântată să fie judecata ta? Ești conștient că soția ți-e înțeleaptă? Ești conștient că soțul ți-e înțelept? Ești conștient că ceea ce face soția sau soțul face pentru tine și nu împotriva ta? Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, ca biserică ne-am ridicat înaintea ta pentru ca să punem din nou înaintea ochilor noștri modelul Domnului Isus Hristos. Fă, Doamne, să privim la tine, să privim la supunerea ta, la evlavia ta, la felul tău frumos în care ai salvat oameni dându-te pe tine. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem din viața acestui om al Tău, care este David, din căderile lui, să înțelegem căderile noastre. Din eșecurile Lui să înțelegem eșecurile noastre și să înțelegem, Doamne, chemările Tale la pocăință. Îți mulțumim pentru modelul lui Abigail. Doamne, avem atâta nevoie de această Judecată binecuvântată, judecata harului tău, judecata mântuirii tale, nu judecata noastră. Învață-ne să stăm sub cuvântul tău, pentru ca cuvântul tău să aducă mult bine vieții noastre. Coboară în căminurile noastre adu acea atmosferă de respect, de bucurie și acea atmosferă de mântuire pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Fă, Doamne, ca modelele acelea de regalitate între soț și soție să poată să ne caracterizeze viața. Fă, fă soțul ca să fie un domn capabil să-și dea viața pentru soția lui. Iar soția să fie o iubită, ca în cântarea cântărilor, gata să se lase răsfățată de autoritatea și de siguranța pe care soțul o oferă asupra casei sale. Părinte, fă același lucru în biserică. Dă la o parte bârfa, Doamne. De la o parte, arătarea cu degetul, de la o parte, mâniile, de la o parte, firescul. Te-am rugat în numele Domnului Isus. Amin.